Irina Cacealov, tânăra care a plecat să facă yoga cu un grup de turiști pe care i-a cunoscut pe o rețea de socializare, a fost găsită fără semne de viață. Femeia a dispărut sâmbătă în preajma mănăstirii Țipova. Corpul neînsuflețit a fost descoperit astăzi lângă o cascadă din vecinătatea localității Horodiște. Femeia de 31 de ani, mama a doi copii, a fost găsită de salvatori după 3 zile de căutări, la care au participat polițiști și salvatori. Persoana a fost depistată de salvatori fără semne de viață, în apropierea unei cascade. La fața locului, pentru misiunea de căutare, au fost antrenați 59 de salvatori, dintre care alpiniști și kinologi, formând 6 grupuri de lucru. Potrivit poliției, corpul neînsuflețit al femeii a fost depistat la o distanță de aproximativ 1,5 km de la locul unde grupul de turiști a întins cortul. Medicul legist urmează să prezinte o concluzie privind cauza și condițiile survenirii decesului. Prima concluzie preliminară, dar asta nu este cea finală, este că persoana a căzut la o distanță de 10 metri înălțime și s-a lovit de stâncile care sunt acolo. Am trimis grup operativ pentru a face toate cercetările pe domeniul procesual penal și criminalistic de a ridica probe. În același timp am invitat medicul legist care așteptăm concluzia finală acestuia. Amintim că femeia originară din raionul Ialoveni a mers într-o excursie cu un grup de 18 turiști pe care i-ar fi cunoscut pe rețelele de socializare. Aceștia și-au întins corturile în apropierea complexului mănăstiresc din satul Țipova, raionul Rezina. Abia a doua zi, cineva din grup a observat că tânăra a dispărut și a anunțat rudele femeii. Imediat au început căutările la care au participat localnici, dar și tatăl femeii dispărute. În acest caz a fost inițiată o anchetă.